Summitul Dunării a avut loc luni la Palatul Parlamentului sub înaltul patronaj al președintelui României. Eveniment major de dezbatere pe marginea obiectivelor prioritare în procesul de structurare a strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, summitul de la București a reunit 22 de delegații, reprezentând șefi de guverne naționale din cele 14 state din bazinul Dunării, Comisia Europeană, reprezentanței celor 6 landuri riverane din Germania și Austria, primăria orașului Ulm din Germania și Polonia, invitată în calitate de observator. România a fost reprezentată la cel mai înalt nivel de președintele României, Traian Băsescu, și primul ministru Emil Boc. De asemenea, a fost prezent președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso. Reuniunea de la București a fost deschisă oficial prin discursurile rostite de președintele Traian Băsescu, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de primul ministru Emil Boc. România este astăzi gazda unui eveniment de o importanță majoră, summitul Dunării. Ne întâlnim la București pentru a marca angajamentul politic al statelor riverane privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Acest summit este un eveniment cu rezonanță aparte pentru cetățenii europeni care locuiesc în macro-regiunea Dunării. Ei așteaptă lansarea unui proiect viabil, cu rezultate concrete pentru calitatea vieții lor. Acum 2 ani, în octombrie 2008, mă aflam la Bruxelles, dând curs invitației landului Baden-Württemberg, care organiza la reprezentanța sa lângă Uniunea Europeană conferința pe tema viitorului spațiu Dunării. Am avut atunci ocazia să vorbesc participanților despre o serie de proiecte europene ambițioase în domeniul transporturilor, despre un mediu mai curat, despre dezvoltare echilibrată și coeziunea socială. Proiectul major despre care vorbeam era o strategie pentru regiunea extinsă a Dunării, un nou instrument comunitar menit să ajute la dezvoltarea durabilă a întregului bazin dunărean, și să micșoreze decalajele de dezvoltare economico-socială dintre diversele zone ale acestui areal. În tot acest timp, din 2008 și până astăzi, am fost martorii unui entuziast proces de promovare, elaborare, dialog și dezbatere. România și Austria au dat tonul în orchestra diversă, dar armonioasă, a spațiului dunărean și au fost susținute încă de la început de toate țările riverane. Am deschis un drum care astăzi este aproape de finalizarea etapei de concepție. Mulțumesc colegilor din toate statele din regiune pentru excelenta colaborare, implicare, pentru angajamentul politic și însuflețirea cu care au lucrat împreună la construirea acestui proiect inovator european. De asemenea, Comisia Europeană mi-a fost alături încă de la început, ne-a susținut și a încurajat parteneriatul pe care l-am lansat. Pentru aceasta, mulțumesc domnului președinte Barroso, care a înțeles atât de bine importanța fluxului dunărean pentru Uniunea Europeană și legătura pe care acesta o realizează cu sud-estul continentului și, mai departe, cu Asia Centrală, prin conexiunea sa cu Marea Neagră. Lucrările summitului Dunării s-au desfășurat în două sesiuni plenare urmate de adoptarea declarației de la București privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. La final, premierul României, împreună cu omologul său ungar, Viktor Orban, au susținut o conferință de presă. Vă mulțumesc pentru invitația la această întâlnire. E o plăcere pentru mine să mă aflu în București pentru a discuta o problemă de o așa importanță cu dumneavoastră. Tematica acestui eveniment nu putea fi mai potrivită. Pe 8 decembrie, Comisia va adopta o comunicare și un plan de acțiune pentru o strategie europeană a regiunii Dunării. Acestea sunt două documente importante la care toate țările și-au dat contribuția. Se vor pune bazele pentru o cooperare mult mai strânsă în regiunea dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc în mod special României pentru că a luat inițiativă împreună cu Austria pentru o strategie a regiunii Dunării. Și mai vreau să mulțumesc celorlalte țări pentru susținerea deplină a acestei strategii. Sper că acest angajament va fi menținut acum când începe implementarea acestei strategii.